și am menționat, am remarcat ce nume de familie frumos poartă domnul Albu. Mai european nume decât Albu, care vine din antichitate, numele ăsta. Și ce face domnul Albu? Când se întâlnesc doi dictatori acolo, la Vladivostok, la Khabarovsk, unde s-au întâlnit ei, domnul Albu, fiind candidat la primăria orașului, își găsește de lucru să duce în extrem orient, acolo unde dictatorul din Coreea din Nord cu dictatorul la Moscova, și căuta domnul Albu. Nu mă duce capul. Acum, când moare, când este mormântat Navalny, acest martir rus din ziua de azi, martir care este de plâns din întreaga lume de bună credință din ziua de azi, iată că prămătiile astea de conducător regional din Moldova pleacă la Moscova. Și noi să nu găsim. Când în Parlament se ridică Parlamentul, să țin un minut de recolegi în picioare, colegii domnului Albu stau trântiți, lipiți cu fundurile de scaun. Scuzați, dar e o faptă condamnabilă. De ce ați făcut asta, domnul? De ce nu v-ați ridicat în picioare? V-a fost atât de greu? Sunt gata să vă răspund la toate întrebările. Prima, ceea ce ține de plecarea la Vladivostok. Am fost la un forum și, apropo, în perioada cât era forumul, în acel moment când am aflat acolo, nu au fost nici întâlnirea ca anumiți lideri. Eu mi-am făcut cunoștință cu investitori chinezi și am venit într-adevăr cu foarte multe propuneri pentru electorală, realizabile. Spre regret, ele vor fi poate realizate în viitorul în continuu. Da? Dacă e să vorbim de, dumneavoastră ați menționat faptul că noi plecăm la Moscova. Eu am să plec la Moscova, stimate domn, pentru că eu duc o politică de diplomație. Eu știu că în Moscova locuiesc peste 320.000 de cetățenii Republicii Moldova, care au nevoie de ajutor, care au nevoie să fie drepturile lor, inclusiv, tot respectate. Și noi trebuie să negociem aceste lucruri. Apropo, dacă tot vorbim de drepturile lor respectate, fiind cea mai mare parte de 320.000 în Rusia, de ce nu faceți primul proiect de votare prin scrisoare în Rusia? Alt moment. Piața tradițională care o avem. Hai, de fiecare dată ne spuneți că nu avem nevoie de piața rusă. Domnul Druță, când ați fost ultima oară în nordul Moldovei să vedeți frigiderile noastre, cât sunt de frumoase, pline cu fructe? Îmi place, spun întrebarea și foarte bine vă răspund. Ați răspuns până la capăt și ați trecut contra-întrebări. Vreți la Navalny să vă răspund? La întrebare răspund. Vă răspund și la Navalny. Eu nu mă tem de întrebările noastre. Eu vă răspund la întrebările noastre că nu o să fiți bucuros. Dar așteptam mai întâi răspunsul. Răspunsul cu Navalny este foarte simplu. Câte procente din exportul Moldovei în ziua de astăzi este în Rusia și câte procente este în țările Uniunii Europene? Vă rog, cifrele. Cum poate fi export în Rusia atâta timp cât dumneavoastră închideți piața? Tot exportul este pe negru. E imposibil de discutat, că n-are loc războiul. Când au fost stopate vămile și se trage cu tunurile și explodează bombele, zici că noi exportăm. Domnule, nu Putin, dar noi exportăm. De ce dumneavoastră afirmați asta? Nimic nu se va schimba. Trebuie să vorbim civilizat. Eu vă explic încă o dată. Atâta timp cât sunt închise granițele și producătorii noștri sunt în caz că trebuie să facă pe ascuns, pe documente, dumneavoastră cum știți doar. Nu le spuneți că nu cunoașteți. Ei schimbă documentele ca să ajungă cu marfa lor pe piață. Cine, domnule, cu buldozerile descărcau merele și prunele din camioanele noastre și le calcau cu buldozerile? Cine? Acest lucru și la noi pe... Cine? Și la noi pe câmpuri se strică fructele, iar în magazine avem fructe europene. Punem întrebare, răspundem. Sigur. Cine o declarat, cine o... embargo la producția noastră agricole. Cine ne-a distrus pentru câțiva ani de zile viticultura noastră și vinurile noastre le-a distrus pentru că în 2006 m-am zis, cine a făcut lucrurile astea? Noastre, din cine? Iau primele locuri acum aproape în toată lumea. Domnule, eu vă întreb, cine ne-a declarat embargo? Răspunsul meu este simplu. Vinurile noastre iau primele locuri. Cine? Moldova ori Rosgosnadzor? Federația Rusă sau nu, domnule Albu? Doamna Ghețu, dumneavoastră m-a întrebat. A fost o întrebare și fac o întrebare, eu vă răspund. O precizare. Răspunsul este foarte simplu. Da, cine? Datorită acelui moment când s-a întâmplat în acei ani, la noi s-a ridicat calitatea producției vinului. Dar știu eu destul de bine ce calitate avem. Trebuie să cătați...
Ce calitate? Asta ce înseamnă? Că Rusia ne-a făcut bine? Nu, asta noi ne-am făcut bine, domnul Mihai. Noi, pentru că noi ne-am luat... Domnule Aldo, sute de mii de cetățeni noștri care lucrau în Rusia, acum au trecut în Europa. Domnule Aldo, ce trebuie să... Nu sunteți doi împotriva mea, da? Hai, nu doar intervin. Domnul Aldo, nu este împotriva... Și nu vreau să strigați, eu vreau să fie o discuție civilizată. Domnul Aldo, domnul Druță... Eu am să vă întreb. Vă îndemn, o secundă. Domnul Druță, moderator la emisiune sunt eu, o clip. Haideți să facem liniște. N-am pus întrebarea. O secundă, ca cei de acasă să avem un dialog civilizat. N-am pus întrebarea, doamnă. O clip. Doamnă Ghețu, n-am pus întrebarea. Iată, vă dau dreptul să puneți întrebarea, dar vă rog că... Mulțumesc. Da. Întrebarea este... Dacă chiar că trebuie să ai nervi de fier cu colegii noștri, când întorc albul negru și negru în alb, când realitatea o schimonosește în fața întregii lumi și nu vrea să recunoască niște lucruri, trebuie să avem bărbăței să recunoaște. În 2006, în 2005, Parlamentul de la Chișinău, împreună cu fracțiunea majoritară comunistă, număr de 56 deputați comuniști, au votat solidar. 24 martie 2005, declarația privind principiile de integrare europeană a Republicii Moldova. Ok. Moscova a început să arate din pumn lui Voronin. Ok. Eu eram student pe atunci. I-au organizat încă în 2005 o încercare de lovitură de stat. N-au reușit în 2005, au reușit în 2009. După asta, prețul la gaz de la 80 se ridică la 160 brusc. Embargo la fructe, legume, embargo la vin.